De ce e mama porumbelilor de huimas pe care aveți în crescătorie în prezent, nu? 4 exemplare am înțeles, 2 masculi și 2 fete. Și 2 fete. Da, nu e masivă ca și talie, nu? Ia, altă mână ce zice? Altă mână ce zice aici? Obișnuiți cu porumbei mai... Mai cam ca ea, așa. Așa? Mai cam ca ea. Arată bine. Arată bine, trebuie să și reproducă. Îngrijită ca lumea, da. Da. Acum depinde de combinația care au gândit-o. Mergem, domnule, și la femele? Mergem. Acolo ce ne mai arătați? Ce bunătăți! Bunătăți de la bunica. Bunătăți! Aici cum stați la femele? Câte exemplare? Păi 40. 40, nu? Trebuie pe... pe ele. Aha. Tot așa cu păsări tinere aici, multe? Tot așa. Tot. Tot aproximativ. Păi jumătate am băgat fete tinere de anul ăsta. Tânăra. Da. Uite, sorul pe ea de huima. Tot. Sora cu albastru de... Da. Dar tot așa. Acum... Dacă așa s-o cere, ia vale. Da, masă musculară. Ce ziceți? E departe de maică sa ca și fizic? E mai bună. E mai bună ca maică sa, da. E mai bună. Are brațul mai puternic aici, să simte. Spate puternic, bă. Da, spatele... Osatura... și musculatura, mai blocul puțin mai mare, mai... Seamănă cu maică sa. De ce ani? A, de anul trecut. Cuica, da. Ce aveți acolo? Femeala care a făcut lui Vali rândul trecut și una dintre cele mai bune femele de 33. Zburătoare, da, nu? Tot Vandic. E Vandic cu fundata de la tine. Aha. Pentru că aveți un strun care șlefuiește bine, domnule. Da. Deci aici este puțin poker face cu... Da. Cu Bart Gerings, cu Koopman. Cu partea tatălui, nu? A mamei. Da, asta chiar... și bună zburătoare și cu calități de sportivă, de... performanță. De performanță. Nu, arată bine. Da, ne invită domnul Nini pe la dânsul prea des, că îi deconspirăm valorile aici. Cum e, domnul Ichi? Merge? Merge. Janssen pe Junge Merx. Cred că e de care vorbeam. Asta n-a avut două locuri de unul? Da. La noi, pe zona noastră. Unul pe lansare și unul pe zonă. Din aia de la Moldovan? Da. Da. Ah, din aia de la care vorbeam. Da, aia este. Arată bine. Și construcția ei nu este foarte masivă.
nu este nici foarte mică. Blocul, măricel, brațul puternic, musculatura. Adică e un porumbel care se pretează și la concursuri grele și la concursuri normale. Da. Nu de alea cu vânt din spate, care... Nu ne avantajează. Da. Bine, alea nu pot să spui că sunt... Alea nu sunt concursuri. Uite, Vali. Aia de Gabi, care e sora. Și le-am dat și eu profesorul. Pe frasul. Acolo mai avea. Da, am doi pui am din aia. Toate antrenamentele le-au zburat. Antrenamentele de alea dure de care îmi spuneați, nu? Și niște antrenamente, dacă spun, mi-e că râde lumea de noi. De la 15 km am început să pierdem. Bine, nu mulți, dar... S-au triat de vreme. S-au strâns greu niște antrenamente care n-am gândit dificile, niciodată. Da. La 40 de kilometri au venit o săptămână sau un șirat. Da, da. Foarte grele. De ce? Din ce cauze? Nu știm. Și mă așteptam. I-am dus la un antrenament de 45 de kilometri, 35 de minute, au bănănăit, s-au învârtit. Da. Nu puteau să orienteze. Nu plecau spre casă. Bătrânul oaia aceea? Sub nicio formă. Da. 35 de minute, s-au învârtit pe loc. Porumbei arată, eu sunt super mulțumit de cum arată porumbei. Da. Cum stai zice aia. Da. V-ați acordat atenție să vedem. Sunt sănătoși și acum, na, așteptăm. În fiecare an poate să-mi spună mie ce mi-o spune. Așteptările sunt la fel. Sunt emoții. Sunt emoții. E care a început de an școlar. Da. Da. Atâtea doar că nu mergem la club cu flori și cu aia. Un papion în cap, în păr. Uite, și asta tot. Da, se. Cu Gabi Van de Nabel și cu Lovieche și Hoimas. E altceva aici. Încercăm tot felul de poate. Da, și asta e bună. Nu, la femeile stau bine. Femeile stau bine. Și nu m-au lăsat, nu m-au lăsat. Femeile au fost cele care m-au ținut acolo sus de fiecare dată, recunosc. Constante, mai, da, mai constante da, decât da, masculin, da, nu? Da, da. Da, la mână arată foarte bine. Singurul mic defect care îl văd eu la ea, nu are aripa atât de puternică precum e blocul și musculatura. Voi, da? Na. Cu puțin antrenament. Începe să dezvolte musculatura. Cu puțin antrenament se dezvoltă și... Asta e adusă ultima. Da, e femeia de Gabi, care am adus-o ultima oară. Asta am adus-o în băgată. În toamnă? Acum? Acum. Nu știu dacă are un lume jumătate. A adus și Argentina la Bucumarie. Dar parcă ca și talie puțin mai... E talie mică, dar e foarte, foarte bine legată. Foarte bine legată. Pasăre senzațională. Deci chiar dacă e mică, are o construcție compactă. Până la urmă, atleții au nevoie de... Da. Alergătorii de viteză sunt mai masivi, mai plinuți. Ăia de maratoane, dacă putem să facem o comparație cu kenienii aia care ți aleargă maraton de 40-50 de kilometri sau și mai mult. Da, da, da. Și nici nu-l simte. 15 kg cu crampoanele în picioare. Da, au altă conformație, altă...
frumos. Asta ce e? Bulk. Van de Bulk. Aha. Tot achiziție nouă? Da, da, da. Ultimele doar. Ce braț are asta? Da. Păi cred că aia dintre toți, aia și cu femela care a fost cea mai bună în trecut, astea cele mai... Cele mai tari pe antebraț? Și pe antebraț, și pe musculatură. Cum e? Cum vi se pare? Da. Faci talie pe mâna noastră? Aproximativ, da. Pe acolo, pe aproape. Păi văd că ce și-a mai adus acum în ultimul timp... Ce talie mai micuță, nu? Talie puțin mai micuță. Da. Posibil ca femelele care, sau porumbei care ies din femelele astea să fie puțin mai mici, o idee mai mici, nu? Puțin mai mici, dar compacti. Da. Se poate duce și la concursuri mai grele de 350, 400 și până în 500 fără probleme. În general, multe etape sunt acolo, aproape de 400. Da. Demifondurile. Asta ați urmărit, domnule, când l-ați adus pe asta mai micuță, puțin de talie? M-am urmărit să fiu mai tot timpul acolo unde trebuie. Deci performanța e în capul listei, nu? Ia sunt și etape de 400 mai ușoare decât cele de 200 de km. La ultima pană. Am și eu câțiva tardivi. Unii mai au două pene, unii o pană. Dar vremea ne ajută. Da. Nu, e cald. Da, nu, vremea ne ajută. Eu, în general, nu prea. În ultimii ani n-am mai ținut tardivi. Dar am mai scăpat câte unul, doi din anumite cupluri care în timpul anului nu prea au scos. Ba, spart ouăle, au intrat unii peste ei, s-au bătut, numai așa. Asta ce e? Ce are ea? Ce sânge? Cuman Van Loon. Și Leo Hermans pe 003. Doi masculi, a treia femeie care zboară la echipă, mai am probabilitatea care zboară la echipă noastră. 4. Asta-i daci. Care e Gabi Van Den Abel și tot la echipă zboară. Da? Poate la anul, aparați la echipă. Uite, vezi, la asta se pilește unghia asta, că e cam mare. Agață. Să-i facem... Mă duceți la pedicură, da? Da. Stați bine. Nu-mi doresc decât liniște. Da. Liniște să ne zbărăm cu porumbei frumos, civilizat și... Ce are, care e cel mai bun să te știu? Discuție. Da, da, președintelui și tehnicului ar trebui să le vină primii, că... Bine, așa... Uneodată, uneodată. Așa ne suspicionează lumea... Cu etapă 1, etapă 1. Da. Mână-mână și împărțim etapele. Super, bravo, frumos. Muncă, este? Câte ore mai petreceți acum? Mai mult petrec cu nepoții decât cu porumbei. Au. În ultimii 2 ani. Asta e, o să crească nepoții, o să fie... Esențial, o să avem activitate. Așa e, să fim sănătoși. Felicitări pentru rezultatele obținute și în 2020 și baftă multă vă doresc. Toată lumea. Mulțumesc frumos la toată lumea. Și mă repet, liniște și totul bine de la sine. Da. Cu stimă toate cele bune, stimați colegi. Vă așteptăm cu drag și data viitoare. Da.